Locuințele ANL riscă să rămână fără apă și asta din cauza neplatei la zi a utilităților. Contravaloarea consumului de apă este încasată de către Societatea de Servicii Locale, care are contract cu unicul furnizor APA Service. Astfel, sumele colectate de serviciile locale sunt virate în contul furnizorului de apă, care nu are contract încheiat individual cu fiecare titular de contract al locuințelor ANL. Sunt la sfârșitul anului în jur de 280 de milioane vechi. Sunt datorii mai mici sau mai mari, eu știu, de la ultima rată până la 3 luni în urmă sau 4 luni în urmă. Noi deja am făcut somații către toți locatarii de la ANL să-și achite debitele la sfârșitul, debitele de la sfârșitul anului 2013. Ce riscă titularii de contract ANL care nu plătesc în cele din urmă datoriile? Deci, cei de la ANL au posibilitatea, pentru că de asta s-a făcut și fondul și locuințele acestea pentru ANL, pentru tinerii căsătoriți. Sunt, în general, oameni care au posibilități. Între timp, Societatea de Servicii Locale a avertizat titularii de contracte din locuințele ANL prin somații. În caz de neplată, furnizarea de apă va fi întreruptă. Alte datorii pe care municipalitatea le are de recuperat de la cei din locuințele ANL sunt la căldură, întreținere și chirie.